Eroi de benzi desenate. Cât m-am chinuit să-i conving să cumpere mai multe benzi desenate pentru fete. Am scris scrisori, am organizat proteste, am lipit afișe și ce au făcut ei? Au umplut magazinul cu revista Echipa Macho. Cati, trebuie să unim cumva vocile fetelor din lume. Și acelor de pe rapsodia? Așa se zice, vrem mai multe reviste pentru fete pe limba noastră. Hai, să-l prindem! Cati? Scuze, am vrut să iau și eu câteva reviste. Noi nu avem așa ceva pe planetă. Hei, amice, ți-ai ales greșit momentul. Trage pe dreapta în momentul ăsta. Hai, acum! Ce e? Unde e? Uite, e numărul nou din Apărătoarea Dreptății. Abia aștept să-l citesc. Wow! Nu se poate! Un număr ediție specială din revista Apărătorii Dreptății. E neprețuită. Știu și n-am dat niciun ban pe ea. De ce nu mi-ar arunca și mie extratereștrii ăștia câteva reviste frumoase? Uite, niște spărgători încearcă să jefuiască o bancă, iar Apărătoarea Dreptății găsește cu laserul. Wow! În numele lui Treizen, fapta ta va fi pedepsită! E prima ei revistă cu desene? Ia uite un tăciler! Hai să ne ducem să-i dăm o lecție! Nu o să se termine cu bine. Hai, să salvăm pămpăleul, adică băiatul. Ne scuzați, domnule Gilbert. Cărțile mele nu or să meargă singure până în clasă, băieți. Da, domnule Gilbert. Desigur, domnule Gilbert. Ciudat, în mod normal, băieții aia ți-ar fi mâncat deja prânzul și te-ar fi obligat să-ți faci temele. Crede-mă, am experiență. E bine, în general mă înțeleg bine cu oamenii. Nu, clasa mea e în partea cealaltă, să nu pierdeți timpul. Ce e așa de amuzant? Nu știu, felul în care i-a pus la punct. Hei, unde a dispărut toată lumea? Nu știu, dar eu am întins-o, nu vreau să fiu prins. Nu vreau să fiu prins chiulind în timpul meu liber. Mă scuzați că am întârziat, dar a trebuit să fac tuturor copii după acest test. Ce? Gilbert, nu știu că ai venit și nu știi nimic despre acest test, însă o să trească să-l rezolvi și tu. Nu, o să-l dau mai bine lui Sammy în locul tău, pentru că tu ești un elev minunat. Da, așa am auzit și eu. Mulțumesc, domnule Foster. Îți trebuie o umbrelă ca să poți vorbi cu domnul Gilbert. Cati, n-ar trebui să-ți folosești puterile în școală, te poate vedea cineva. Dar de ce nu? Am fost alesă cea mai rapidă cititoare de pe rapsodia. Știi? Lasă-mă să intru. Ce? Ei, na, nici măcar Danny în visele lui cele mai frumoase n-are atâta succes. Ce e? Ce e așa distractiv? Totul mi se pare atât de amuzant azi. Lăsăm gluma deoparte. Să revenim la Apărătoarea Dreptății. Serios? A spus el asta? Hei, ai văzut-o cumva pe Sam? Nu, și am văzut că lipsesc copii și de la alte ore. Ia fiți atenți toată lumea! Știe cineva cine a inventat basketul? Ia zi, Danny! Chris? Teddy? Eu nu mai sunt Teddy! Sunt super eroina cunoscută sub numele de
cum vrei zici tu. Totuși, îmi răspunde cineva la întrebare? John, Sam a dispărut, trebuie să o găsim. Am nevoie de o scanare completă cu biodetectare pentru orice suspect de pe camerele video. Adică, ăștia? Ha! Sunt Roy și Ralph, spuse apărătarea dreptății. Au fost la școală azi, dar nu i-am văzut la ora de sport. Cine e celălalt copil? Sam? Da? MBC, echiparea! MBC, echiparea! Noi nu pierdem vremea! Noi nu pierdem vremea! Sam! De când ai intrat tu în clubul bătăușilor? Noi nu pierdem vremea! Comportamentul ăsta prostesc parcă se potrivește cu Roy și Ralph, dar totuși Sammy... În numele lui Tracel! Cody! Apărătoarea dreptății spune trezirea! Băieți, cred că sunt zombi! Noi nu pierdem vremea! Sammy, nu-ți face griji, te salvăm noi! Ori s-au înscris toți într-un cor, ori cineva l-a spălat creierul! Nu ne vom opri, vom folosi forța la nevoie! Cody, apărătoarea dreptății vă va salva! Ne pierdem vremea! Cred că trebuie să folosim artileria grea! Însă atenție la Sam! Mare atenție! Nu putem să facem nimic! Nu sunt extraterestri! Nu ne vom opri! Noi nu pierdem vremea! Am o idee! Încerci cumva să-i zăpăcești? Să știi că pe mine ai reușit deja! Nu putem să-i lovim, însă putem încerca să-i obosim! Hei! S-ar putea ca schema ta să funcționeze! Noi nu pierdem vremea! Noi nu pierdem vremea! Nu o poți prinde pe apărătoarea dreptății! Nu mai pierdeți vremea! Super plan, Chris! Aproape că i-am prins, însă am aterizat direct la coșul de gunoi! Să ne ridicăm din fortăreață și să mergem la luptă! Victoria va fi a noastră! Hei, stați puțin! Uite-i pe Jeremy și Mark și ceilalți copii dispăruți! Noi nu pierdem vremea! Hei, bună, Wendy! Danny, suntem în misiune! Da! Iar pe lângă asta suntem în coșul de gunoi! Nu trebuie să o las să mă vadă așa! Lui Wendy ori plăcea benzi desenate? Nu cred! De ce întreb? Pentru că se îndreaptă spre magazinul de benzi desenate! Un pic mai repede, oameni buni! Hai! Noi nu pierdem vremea! Gilbert? Cum reușește oare? Zău! Hipnodințe macrom! Da, sigur! Cum de nu m-am gândit la asta? Pentru că nu există așa ceva pe pământ! Gilbert poartă hipnodinți! Nu pot să cred că nu i-am văzut până acum! Dacă te uiți cu atenție, poți vedea emblema! De fapt, nu vă uitați de dinții lui, mai ales când zâmbește! Cathy, vrei să te oprești puțin și să ne explici mai exact? Ne-ar ajuta mult! Scuze, hipnodinții au fost la modă pe planeta mea. De fiecare dată când zâmbești, transmiți o undă luminoasă care hipnotizează oamenii. Și tu de ce nu ești afect? Nu au efect asupra rapsodienilor, cât la un pic, însă efectul trece repede. Se pare că au un efect mai serios asupra pământenilor. Nu vă faceți griji, Cathy, apărătarea dreptății! Deci cum reușim să intrăm fără să fim hipnotizați? Și mai ales cum o facem pe Katie să nu se mai poartă ca un supererou. S-ar putea să existe o metodă pentru amândouă. Noi nu pierdem vremea. Noi nu pierdem vremea. Bună idee, Chris! Se poate strecura perfect pe lângă Gilbert. Uneori chiar ajută să fii rapsodian. Mă rog. Yes,
să vedem. Vreți ceva care să vă ajute să reflectați unda hipnotizatoare produsă de Hipnodinții Omacron? Da, ceva de genul. Orice ajutor e binevenit. Bine, o să construiesc o pereche de deflectoare și vă contactez de îndată ce sunt gata. Noi nu pierdem vremea. Noi nu pierdem vremea. Eu nu pierd vremea. Wow! Nu pierde vremea. Sam, sunt eu, Cathy, apărătoarea dreptății. Am venit să te salvez. Hei, tu, ai grijă cu revistele alea. Sunt foarte valoroase. Desigur, eu sunt doar un simplu zombie, nu un supererou. Voi avea multă grijă. Da, voi avea. Adică eu nu pierd. Da. Vine, treci și aranjează revistele în ordinea artistului, autorului și, cel mai important, în ordinea popularității. Grăbește-te! Timpul e foarte prețios, iar eu am foarte mult de citit. Cred că glumești! Nu poți să ieși afară! Îmi pare rău, dar asta e tot ce am putut face. Dacă mă vede Wendy cu ochelarii ăștia, sunt terminat! Crezi că te va place mai mult ca un zombie? Măcar voi fi un zombie de succes! Toată lumea știe că războiul mutanților a avut mai mult succes ca dimensiunea infinită. Răspuns de ce se întâmplă până lansez eu faza finală a planului meu genial și destructiv. Nu prea mai avem timp. Deci ai grijă ca totul să meargă strună. Și nu pierdeți vremea. Noi nu pierdem vremea. Doar ne simțim ca niște fraieri cu ochelarii ăștia. Noi nu pierdem vremea. Noi nu pierdem vremea. Văd că aveți și voi identitate secretă. Super docilari! Cathy, ia zi, i-ai găsit pe Sammy și pe Gilbert? Ia zi! Suntem chiar aici, în tinușilor. Deci înțeleg că dinții mei nu mai au niciun efect asupra ta. Atunci poate că asta va avea. Da? Am nevoie de mai multă bandă adezivă. Mă ajută cineva. Aveam o rolă mare pe aici, pe undeva. Rău făcător netrebnic. Te-am urmărit întreg orașul. O să-ți vin eu de hoc. Da, am așa cum să scap revistele. Bine că erau doar numere vechi din Apărătoarea Dreptății. Oare cine vrea să citească despre o fată supererou? Ce cu ochelarii aia? Cine sunteți voi, un fel de super toțilați? Ascultă, termină cu glumele astea. Ori ne eliberezi prietenii, ori pregătește-te să suporți consecințele. Ai înțeles? Bine, da, vă avertizez. Am un clovn periculos. Ce? Danny! Nu-i așa că vă place să vă prostiți puțin? Sincronizarea e de bază. Și armata de zombi. Apărătoarea Dreptății a mai văzut clonul acesta.
Serios? Da, numărul 235 din Super Amicii. E o bandă desenată, imită una din scenele mele favorite. Cati, cum se învinge Clovnul în episodul ăla? Cred că aia era numărul 236 pe care nu l-am citit, însă-l voi citi! Sunt terminați! Voi transforma locul acesta într-un paradis al benzilor desenate! Și da, tu, tânărul de după revistele acelea, vrei să mă întrebi ceva? Sună interesant ce spui, dar întrebarea mea este... de ce? Oh, știam eu că asta o să întreb. Bine, aceasta este planeta mea, Pacrat 13, iar acesta este sanctuarul meu. Am 7 miliarde de reviste, însă mama mi-a spus că le va arunca pe toate dacă nu găsesc un loc unde să le depozitez. Am văzut că pe pământ se poate face mult loc după ce scape oameni, clădiri sau alte chestii. Clovnule, distruge-i! Cati, apărătoarea dreptății, spune unde te grăbești tu așa? Printr-o mișcare voi imobiliza acest robot clown. Și apoi eu! Ochelari, înțelegi? Întrebare? Mă poate ajuta cineva? Da, sigur. Acum un minut încerca să ne distrugă cu un clown uriaș, iar acum vrea să-l scoatem dintr-o grămadă de reviste. Îmi pare rău, mama încă a lăsat dus de val. N-am vrut să rănesc pe nimeni. Dar era să ne rănești pe toți. Da, dar ați fost extraordinari, iar tu ai fost la fel de incredibilă precum apărătoarea dreptății. Da, m-ai auzit? Da. Mulțumim că ai salvat ziua din nou, Cati! Când ajungi înapoi pe planeta ta, folosește Vacu Vader-ul pentru a-ți micșora revistele. Să știi că l-am aranjat să funcționeze numai pe planeta ta, să nu-ți treacă prin cap să te întorci aici.
Mulțumesc! Într-o zi voi scrie și eu o bandă desenată pe care o voi numi NBC și Cathy Apărătoarea Dreptății. NBC și Cathy Apărătoarea Dreptății. De ce primește ea toată atenția? E doar o bandă desenată. Doar o bandă desenată? Parcă iubeai chestiile astea. Mi-a trecut! I le-am dat pe toate bunicului. Nu vei scăpa niciodată! Domnul Smith salvează ziua!